Salut! Au trecut 4 săptămâni de când suntem la start. Am plecat din sectorul 4, din București, și suntem la 23 de minute de unde stăteam înainte. Așa că a venit momentul să vă povestesc un pic cum a decurs planificarea, bugetarea și cam care a fost procesul de mutare în ultimele 3 luni pentru noi. Ca să încep cu începutul, anul trecut, prin octombrie, ne-a venit nouă idee să aplicăm pentru liniile de creditare de la diverse bănci. Ne-au răspuns într-un final cei de la Alpha Bank și ne-au dat o fărâmă de speranță. Atunci s-a ridicat practic prima idee în capul nostru că am putea pleca într-adevăr de la etajul 10 din apartamentul unde stăteam. Era un bloc din ăsta cu 12 scări imens, într-o intersecție unde era zgomot, unde nu era aer, unde odată ce a venit Ilda devenise foarte greu să stăm pe pământ, pe iarbă și să ne bucurăm de un pic de natură, dacă poți să ceri natură în București. Și am început căutările una peste alta. Noi în martie, înainte de perioada stării de urgență, trebuia să ne mutăm într-o altă casă, numai că lucrurile n-au mers deloc ca un se, totul a făcut un 180 de grade, așa că am stat în apartament pe perioada izolării. Odată ce lucrurile s-au mai liniștit în mai, am început să căutăm. Am căutat pe OLX, nu am căutat pe alte site-uri de anunțuri. OLX pentru noi a fost baza la nivel de imobiliare și mai departe, am să vă spun exact cum. Și am găsit casă. Nu e casa visurilor noastre, fiindcă noi n-am îndrăznit să visăm cum va arăta casa noastră, nu aveam planuri exacte, știind că odată cu pandemia bugetul se micise considerabil. Și am găsit această căsuță albă pe un deal, într-o câmpie, cum îmi place mie să-i zic, este o vale, fiindcă undeva mai departe trece un pârâu și se face o vale, iar casa noastră undeva pe unul dintre dealuri. E tare simpatică, avem niște vecini cu oi, au o vacă, un cal, 5 căței, dintre care 3 se plimbă liber prin spate pe câmp, avem porumbi în spate, e tare simpatic. Ne-am dorit foarte mult să avem mult aer în jurul casei. Avem 600 de metri pătrați de pământ, casa are aproximativ 120 de metri pătrați, este perfect ca spațiu pentru necesitățile noastre. Ne-am dorit poate o curte mai mare pe viitor, sperăm să putem să mai cumpărăm prin jurul nostru niște petice de pământ și să unim cu ce avem. Da, astea-s planurile, așa, vise, că am început să ne permitem să visăm. Și să vă spun exact care a fost bugetul estimat pe mai departe. Am pornit după semnarea actelor cu aproximativ 10.000 de euro în cont. N-am să mă feresc să vă dau cifre, am să vă spun exact care au fost bugetele estimate și care a fost costul final într-un articol pe care îl găsiți în descriere. Veți vedea acolo necesitățile. Eu am ținut un Excel unde am scris absolut tot, așa că știu cam care au fost așa cu punct și virgulă. Costul casei a fost de 52.000 de euro, la care s-au adăugat aproximativ 1.500 pe taxe și alte nebunii de genul ăsta. Odată ce ne-am văzut cu actele în mână, am început să planificăm ce facem cu banii, fiindcă dacă aveți experiența de freelancing, când ești freelancer, banii nu-ți vin în fiecare lună la fel, așa că cumva ne bazam pe niște plăți care nu eram exact sigur că vor intra la timp. Și a trebuit să o luăm pe priorități. Prioritatea numărul 1 a fost siguranța. Ne-am gândit că dacă vrem să ne mutăm cu copilul aici, ea nu trebuie să se julească, nu trebuie să aibă de ce să se zgârie, taie, de pe ce să cadă. Așa că primul pas a fost podeaua. Am ales să punem dușumea de lemn, a fost primul șoc pe care l-am avut în toată experiența asta. Noi amândoi fiind născuți, crescuți la oraș, nu am știut ce înseamnă să stai la casă, n-am știut ce înseamnă să bagi bani într-o casă sau să iei de la zero cu o casă. Sunt lucruri complet noi pentru noi. Așa că voiam să punem dușumea. Am întrebat în stânga, în dreapta, cam care ar fi costurile. Am primit niște lucruri absolut ireale, dacă stăm să comparăm cu realitatea. Credeam că ne va ajunge undeva la 1.800 de euro. Eram convinși că vom acoperi tot, montaj, lemn și toate necesitățile care vin cu dușumeaua. N-a fost așa. Am găsit cel mai ieftin montaj și bun, spre surprinderea noastră, pe OLX. Au venit niște băieți și ne-au montat dușumeaua, însă ei ne-au spus că avem nevoie de epoxy, avem nevoie de lac, avem nevoie de adeziv și așa mai departe. Lucruri care au ajuns la un cost final de aproximativ
4.500 de euro. A fost ireal. În momentul ăla ne-am dat seama că lucrurile vor fi mai complicate decât planificasem, fiindcă nu știam de unde să apucăm absolut nimic. A fost și un punct de cotitură în care ne-am dat seama că trebuie să fim mai chipzuiți cu banii și să ne gândim într-adevăr de ce e nevoie ca să ne mutăm. Aveam aproximativ o lună și jumătate până când trebuia să facem tranziția din apartament în casă. Am pus apa caldă, ăsta a fost așa lucrul numărul 2 de pe listă, am pus un boiler, fiindcă pompa de căldură pe care o vom pune pentru încălzirea peste iarnă nu acoperă și partea de încălzire a apei, cel puțin nu cea din bugetul nostru. A urmat frigiderul, a urmat mașina de spălat, fiindcă nu puteam veni cu cele de la apartament. Și încet, încet, în paralel, am făcut baia. A venit o echipă de meșteri pe care am primit-o pe recomandări, care a făcut o treabă nu groaznică, dar pe acolo. Sunt multe lucruri care nu-mi plac, așa că la nivel de finisaj a rămas să facem noi tot ce am putut să facem cu mâinile noastre. Cu riscul de a face greșit, am spus că suntem în casa noastră, banii nu mai avem, așa că va trebui să facem tot ce putem să facem singuri. Între timp, Cătălin s-a uitat pe YouTube la tutoriale care l-au învățat cum să acopere terasa cu lemn. Am ales să punem lemn și pe terasă și pe scările de la intrare, fiindcă este moale, în caz că va cădea copilul va fi mult mai sigur pentru el în comparație cu gresia sau cu alte alternative. Așa că împreună cu prietenul nostru Vlad au făcut singuri toată partea de terasare. Le-a ieșit, au lăcuit-o între timp, mai sunt niște finisaje de făcut, însă în momentul ăsta este funcțională și deja s-au și întâmplat niște căzături pe ea și s-a dovedit a fi sigură. Între timp, eu mi-am dorit să am acest open pantry. A fost singurul lucru pe care îl puteam face cu un buget foarte mic, fiindcă și dulapul și masa pe care le-am adăugat bibliotecii noastre, fosta noastră bibliotecă din apartament, le-am găsit pe ambele la... așa cum sunt la Ikea. Dacă vreți să vă luați mobilă, pândiți acolo, fiindcă e un loc foarte fain unde puteți găsi reduceri foarte bune. Acesta este modularul Ivar pe care l-am decorat eu cu lucruri pe care le-am de la bunica, cu lucruri la care țin foarte mult, cu cărți, cu plante. Și asta a fost în buget. Asta n-a necesitat mai mult de 200 de euro, cred, ca să o aducem în punctul ăsta. Per total, în momentul ăsta am ajuns la 10.000 de euro cheltuiți, lucru care acoperă și partea de dotare a bucătăriei și blatul pe care nu l-am montat încă. Mai avem nevoie de aproximativ 10.000 ca să putem trece prin iarnă ok. Ca să știți voi, în caz că vreți să faceți tranziția asta, cam care sunt necesitățile minimale, dar necesare, fiindcă mi-a fost foarte greu să găsesc cifre reale atunci când am căutat pe net cât ne va costa dușumeaua, cât ne va costa bucătăria, cât ne va costa... chiar și informații legate de montajul bucătăriei, de comanda ei de pe Ikea. Mi-a fost foarte greu să găsesc lucrurile astea. Din call center nu a fost foarte de ajutor ce am primit, au fost multe informații care se băteau cap în cap. A fost foarte greu să ni se lege una cu alta. În articol o să vă descriu mai exact cam care au fost pașii prin care am trecut cu fiecare adăugire pe care am făcut-o casei. Plănesc ca pe viitor să o iau treptat și pe bucăți, să vă povestesc care a fost conceptul bucătăriei, care a fost conceptul băii sau al living-ului. Momentan noi încă nu ne gândim la mobilă, o să ajungem la partea aceea, cred că prin primăvară. Așa că acum ne bucurăm de aerul de afară, ne bucurăm foarte mult de pădurea Comana, care e relativ aproape, este la 10-15 minute de mers cu mașina. Facem drumuri în București cam de 3 ori pe săptămână. Vin prieteni pe la noi cum nu veneau când stăteam în oraș, ceea ce ne bucură foarte tare. Avem un magazin, un market profi în sat, pe lângă alte magazine mai micuțe. Este de foarte mare ajutor. Avem un Lidl și un Mega Image la 10 minute de mers cu mașina, pe care le vizităm cam o dată pe săptămână, lucru cu care ne-am obișnuit încă din București, de când am decis să ne mutăm la țară. Am început să exersăm diverse lucruri, cum ar fi să nu mai mergem la Mega Image zilnic sau de mai multe ori pe zi. Acum mergem la depozitul din stat,
aproape zilnic sau de câteva ori pe zi, fiindcă întotdeauna e nevoie de un șurub aici, de o sapă, de o scară, de dragi laci. Vreau acum să vă povestesc în care sunt lucrurile pe care le-am avut așa neprevăzute ca și cheltuieli. Au fost uneltele, a trebuit să luăm fierăstrău, bormașină cu percuție, șurubelniță și am luat unele de calitate ca să știm că le vom putea folosi mai mult timp. Astea au fost zone în care am dat mai mulți bani decât am fi vrut, în ideea în care să le avem pe termen lung. Am mai luat sapă, greblă, roabă, lucruri din astea pentru casă. Au fost și lucruri neprevăzute. Cum ar fi? Asta are nevoie de un story time separat. Dar când s-a făcut casa, țevile de evacuare de la baia pe care noi am făcut-o complet nu au fost legate la fosă. Nu vreți să știți. Nu vreți să știți. Da, au fost 3 zile interesante. Lucruri de genul ăsta. Instalația electrică a trebuit refăcută. Am avut noroc că tatălui Cătălin a fost electrician, acum e la pensie și a avut timp să vină să ne ajute și să facem tot ce trebuia făcut aici. Da, cam asta e o problemă cu casele noi, din câte am mai vorbit și cu alți oameni. Sunt foarte multe lucruri care trebuie refăcute, fiindcă ori sunt făcute anapoda, ori sunt făcute prost, ori efectiv nu a fost nimeni care să-i tragă de urechi pe oamenii care au lucrat. Și astea sunt niște zone în care am cheltuit fără să vrem sau fără să ne fi gândit înainte că vom cheltui. La nivel de tips and tricks, nu am foarte multe, fiindcă noi nu am avut timp efectiv să stăm să scormonim după discounturi pentru depozite și alte lucruri de genul ăsta. Am primit niște nume, însă efectiv nu am avut timp. Când ai un toddler și de muncă, în timp ce pregătești o casă ca să te muți în ea sau în timp ce te-ai mutat în ea și trebuie să muncești în continuare la casă, în timp ce ai grijă de un toddler, în timp ce muncești, nu ai timp să stai să scormonești după fiecare lucru de genul ăsta și să faci tot felul de economii. Așa că am găsit, spre bucuria noastră, mașina de spălat la reducere pe EMAG, am pus o alertă acolo și la câteva zile după am avut norocul să fie la reducere, nu planificam să o cumpărăm atunci, însă era de neratat. Apoi v-am spus, mai e partea de lucruri așa cum sunt de la IKEA, mai sunt tot felul de lucrușoare pe care le găsiți prin târguri cu care puteți să decorați foarte fain. Pe mine m-a ajutat toată perioada de hoarder pe care am avut-o în timp ce mă duceam pe la Craiova, pe la târg sau prin second-uri, prin Home Depot și căutam tot soiul de chestii. Chiar mi-a fost de ajutor că am avut plase pe balcon cu lucruri pe care voiam eu să le folosesc cândva și care acum m-au ajutat să decorez un pic spațiu. Sit o parte dintre pereți, a trebuit efectiv să facem totul cu buget minim, nu am putut să văruim toată casa, voiam să am niște accente ca să simt că e totuși spațiu un pic decorat, așa că am luat o vopsea de la Hornbach, foarte opacă și faină, am să vă las în articol numele ei, și cu care am pictat un brâu. Scaunele pe care le avem la masă sunt scaune găsite la Oghen în timp ce o plimbam pe Tilda prin București. Lucram atunci, cred că la Podea. Vai, muștele astea. Ar fi trebuit să le scot, dar nu mai am timp, că ai mei sunt plecați la pădure și o să se întoarcă. Da, și tot soiul de lucruri din astea pe care le-am adunat și care ne-au ajutat să facem economii. Pe partea de faianță, gresie, am luat lucruri relativ ieftine de la Hornbach. Am avut norocul că, fiind spațiul mic în băi, am putut lua o faianță mai scumpuță, am luat o faianță la bucată. Nu știu dacă știți voi mixurile alea de faianță și gresie retro pe care le vedeți acum prin cafenele și prin bucătăriile cool. Ei bine, dacă luați o bucată doar și faceți un pattern dintr-o singură bucată, arată demențial dacă nu le mixați. Și am luat la bucată gresia pentru ambele băi. Este vag diferită. Faianța e o faianță albă simplă pătrată. Am luat lemnul pe care l-am lăcuit noi cu lac de iac pentru baie, ca să nu se umezească foarte tare și să trebuiască să-l schimbăm repede. La fel, lemnul pentru glafuri este luat de la Hornbach. De la Dedeman am luat alte mărunțișuri pe care nu le găseam la Hornbach. A fost așa, o chestie de hai să facem repede, hai să ne simțim cozy. Cred că singurul lucru pe care l-am pândit și pe care mi l-am dorit foarte tare a fost faianța din bucătărie pe care am luat-o de la Cluj. La Cluj a venit, doar acolo o găseam. Lucrurile pe care le găseam în București similare erau cu, cred că, de 4 ori mai scumpe și am ales să ne o aducă prietenul nostru Vlad de la Cluj. Recent am montat-o, o să vă arăt pe viitor.
atunci când o să fie bucătăria gata, o să se vadă exact care a fost povestea ei. Dar acolo a fost, să zic, un moft, dincolo de partea de dușumea și de micile alte lucruri care au fost peste buget. Plintele le-am pus singur la podea. Sunt multe lucruri pe care vrem acum să le facem singur, așa, ușor, ușor. Din plinte, practic, punem când mai vine cât un prieten la noi și poate să-l ajute pe Cătălin, mai pun două plinte, mai stau un pic pe terasă. Încercăm să ne bucurăm destul de mult de ce timp avem aici, acum, pentru că, în continuare, e foarte mult de muncă la job și e foarte mult de muncă pe partea de mămicie și pe partea de părințeală și e greu să faci tot ce-ți planifici să faci, numai că e a noastră, contează să avem căldură la iarnă și practic suntem all set. Planul cu casa pentru următoarea săptămână este să terminăm bucătăria, anume să o montăm. Ne mai trebuie mașina de spălat vase, care nu era pe stoc, pe care sper să o găsim pe stoc atunci când ajunge, cred că mâine, și să montăm bucătăria, o vom monta noi, mai reducem din costuri așa și sper să fie ok. O să vă arăt atunci cam cum o să arate, o să vă povestesc mai multe. Asta e planul, pentru că noi momentan gătim la cuptorul cu microunde, la One Pot de la Tefal, pe care eu o folosesc din ziua în care am cumpărat-o și de 2-3 ori pe zi. Avem și o plită cu convecție de la IKEA portabilă, pe care o vom folosi și pe mai departe. O să vă zic că am renunțat să iau plita, m-a inspirat Laura. O să o linkuiesc în blog. Și un grill de la Tefal mai avem cu care gătim. Noi cu asta gătim de 4 săptămâni de când ne-am mutat aici. Spălăm vasele la lavoarul din baie, ceea ce este, cred că, singura corboadă pe care am avut-o de când am venit în casa asta. Faptul că nu am avut o chiuvetă mare sau mașina de spălat vase. Ne ia foarte mult timp să spălăm de 3-4 ori pe zi vasele. E foarte greu să te frunzărești cu ele de colo-colo. Creierul meu funcționează în foarte multe direcții acum. O altă cheltuială foarte neprevăzută, dar extrem de utilă din perioada asta a fost Roborock, pe care soțul meu insista să-l cumpărăm de mult timp, numai că eu spuneam mereu că n-are sens. Când am venit aici trebuia să aspir, noi avem 4 pisici, trebuia să aspir de 2 ori pe zi ca să fie ok, fiindcă era foarte mult păr peste tot. Așa că acum cu roboțelul ne-a luat din povestea asta, dar a fost o cheltuială de 2300 de lei, extrem de neprevăzută. Să zic și de pisici, ca să închei clipul ăsta, că deja m-am lungit foarte mult, o să vă mai povestesc mai departe săptămâna viitoare. Pisicii. Am adus pisicii pe rând, am adus prima dată 2, am făcut un drum de la București cu 2 pisici și un copilnic în mașină, nu vreți să știți ce a fost, au fost, cred că cele mai grele 23 de minute pe mașină pe care le-am avut în viața mea. Au venit 2, cei 2 negri, au fost ok, au ieșit de-a doua zi afară, aici nu avem cum să-i ținem în curte, nu avem cum să-i controlăm, cumva a fost un proces din octombrie, ne-am obișnuit cu ideea că pisicii vor fi liberi, vor fi în plata lor și se vor plimba și vor fi responsabili de ei înșiși. Și cu toate că ne-a fost greu să acceptăm ideea, n-am avut un control. Practic a trebuit să vedem partea bună a lucrurilor, anume că îi vom scoate din apartament unde deja devenise insuportabilă senzația de sufocare și pentru noi, dar pentru ei. I-am adus aici pe primii 2, a doua zi au ieșit afară. A treia zi am adus pe ceilalți 2 și a fost extrem de surprinzător cum s-au obișnuit din prima. Ei au ieșit chiar în ziua în care au venit, au ieșit și afară pe terasă, muște. Dorm afară acum, fiindcă încă e cald și le place foarte mult să stea pe terasă să doarmă. Ziua stau toți și dorm în casă, fiindcă e răcoare. Am primit și șoricei, cred că aproximativ 7 până acum. În prima zi în care am primit un șoricel, am primit și alți 3, a fost așa, trebuie să-ți arăt că poți să vânezi. Sperăm să nu mai primim șoricei. Muscă! Sperăm să nu mai primim alți șoricei, ori cel puțin să-i primim la un interval mai mare de timp și mai ales să nu-i mai aducă pe covor, fiindcă avem povești. Cam asta e povestea cu pisicii. Pisicii sunt bine, slăbesc, fiindcă mănâncă mult mai puțin, se plimbă foarte mult, deja și-au făcut un prieten prin vecini și
Spuneți-mi în comentarii ce vreți să mai auziți de la mine. Săptămâna viitoare cred că am să vă povestesc un pic mai mult despre bucătărie, fiindcă asta este făcută. Acum am să mă ocup să scot toate aceste muște din bucătărie, să mă duc să închid sitele, fiindcă sigur este o sită rămasă deschisă. Tilda va veni acasă, Cătălin va veni acasă, cred că mă apuc de împachetat comenzi, fiindcă ajung și printurile astăzi. O să fie o zi. Pa! Vreau să vă zic ceva. Dacă vă place genul ăsta de content, să-mi spuneți în comentarii, fiindcă planul e să-l mai fac. Știu că pentru mine ar fi fost de ajutor să fie așa super pe față, cam tot procesul ăsta. Vreau să vă spun să dați like și subscribe și să activați notificările dacă n-ați făcut-o. Follow pe Instagram, că acolo sunt în real time mai multe chestii. Și uitați-mă să vă spun acest lucru extrem de important. Pup, pa!